îl știu bine, știu ce vorbesc. Văd aici încă un punct din acest CV al domniei sale. 2369 de flotări normale. Da? Pentru că alealte v-am spus sunt cam anormale să faci flotări. Diamant e cam anormal. E foarte greu. Așa. În data de 30 august, Mega Mall București, record național și mondial, omologat cu certificare carte recordului România și Assist World Records, deci un soi de Guinness Book, acolo la bătaie, care își fură campionii unii altora. Aplauze pentru Dan Stănescu, oameni buni, acest exercițiu se apropie de final, iată, nu, am, bun, ia, 17 puteri până la... 1000. Gata, suntem aici aproape de a mai avem de 2 minute pentru a... Au efectuat cele 1000 de flotări în 28 de minute și 34 de secunde. Aplauze, oameni buni! Da? Iată, campionul nu se lasă și dorește să mai pună ceva acolo, să-i mai patruseri. Mai cum? Până la 40 de minute. Până la 40 de minute? Dar nu e nevoie pe americanii aia care ți-a făcut dedicat. Nu, e onorăm. Ok, bine. Am curit, firește. Așa că americanii sunt prieteni, că și nu sunt aliații noștri. Dar nu știu dacă și la culotări aici să uite care așa de... da. Cum am spus, după acest număr, o să urce pe scenă această formație de campioni de la Clubul Bau Roman, campioni la Juan Puto. O să-i vedem la lucru pentru domniile voastre și o să-i aplaudăm cu siguranță pentru că merită de plin. Ziua campionilor, așa cum am spus, e a doua ediție, este al doilea an, ca să reformulez, să spun mai corect, așa când figurează pe agenda zilelor municipiului Roman, iată zilele municipiului Roman la 8-a ediție, care poartă amprenta fostului nostru primar, profesor Laurențiu Dan Leorean, actualmente deputat PNL în Parlamentul României și iată acest șir de manifestări care sunt duse mai departe în mandatul actualului primar, domnul Ovidiu Lucian Nicu, și să sperăm că și mai departe vor continua, iată, cu astfel de momente deosebite. Așa cum am spus, pentru al doilea an, ziua campionilor, organizator, Primăria Municipiului Roman, Consiliul Local și un sprijin aparte în reușita acestui eveniment, mă refer la ziua campionilor, subliniez, revine Asociației de Voluntari Mușatinii Roman. Încă o dată mulțumim, le mulțumim din suflet pentru aportul pe care l-au adus și pentru că oameni buni, trebuie să subliniez și lucrul ăsta, pentru că sunt așa ca niște faruri la marginea oceanului, cei de la Mușatinii, de asemenea mereu prezenți pe metelezele voluntariatului cu un mesaj deosebit pentru tine și întotdeauna reușesc să știți, nu doar în plan local, ci și în plan național, sunt recunoscuți
respectați de niște ani de zile, ceea ce din nou ne face cinste tuturor romașcanilor. Mulțumim încă o dată și felicitări și la mai mare mușatinilor. Până la urmă, cu toții noi așa mușatin, acolo pe statuie, nu, e neamul nostru. Eu îl mai revede și de Măroșan un pic apart ca domn profesor de istorie, nu-i așa? A, așa, glumind un pic, sigur că dar mă simt foarte, foarte așa. De asemenea, la reușita acestui record mondial, pentru că subliniez evenimentul în sine care marchează ziua campionilor în acest an. Iată un nou record mondial, marca Dan Stănescu. De asemenea, sunt oameni în jurul domniei sale. În afară de cei pe care îi vedeți aici, iată domnul Sorin Jitaru Ichimaș. Vă rog. 150. Și la cât doriți să ne lăsați să ne bată inima normal? 6 minute. Mai sunt 6 minute. 6 minute aplauze, oameni buni, 6 minute după 1000 și de flotări. 6 minute sunt nu știu cât, 6 vieți. Luați-o ca metaforă, evident, dar mă gândesc că nu-i deloc simplu să mai tragi 6 minute după ce ai făcut 1000 și nu știu câte de flotări. Așteaptă cu nerăbdare acolo campionii de la PAO, abia aștept și eu să-i văd mistragi, pentru că au această determinare și dau pildă. În vremurile actuale, acum iată pilde pe precum puștul nostru de aici, viitorul campion, cei de la PAO Roma și mulți alții pe care ar fi minunat să-i cunoaștem adunați aici, iată, cu ocazia zilor municipiului Roman, la ziua campionilor, să ne adunăm cât de mulți, adică să se adune eu până ei acolo, așa să ne cunoaștem, să dăm această pildă, pentru că iată dă roade în momentul în care avem exemple minunate, acestea mai devreme sau mai târziu sunt urmate și avem exemple foarte concrete, deci nu vorbim pe de rost. Astăzi nu știu, fiind vreme bună, așa, cred că de prășit, probabil, nu? ca să mai omenirea așa, nu-i foarte prezentă. Aș spune, anul trecut, parcă a fost mai multă lume. Ne-am bucurat ca întotdeauna aceste mesaje să fie cât de, eu știu, cât de tare amplificate cetate pentru a ajunge tocmai acolo unde trebuie să ajungă, în speță la cei care, iată, vin din urmă la tineri în mod deosebit. Da. Da, suntem în timp, deja recordul mondial este bătut. Un alt record mondial poate fi stabilit acum, deja suntem la 1300, 1210. Da. Și încă mai e un piculeț ca să ne scoam aplauze, oameni buni, aplauze! Aplauze din suflet, așa, cu inima aplaudat, pentru că toată omenirea asta, în frunte, iată, cu campionul nostru, cu campionii noștri, vin să dea o pildă minunată, dincolo de performanța în sine, este record național, este record internațional, sunt performanțe omologate internațional, vin să dea această pildă aici, în cetate la noi, ceea ce, nu știu, pe mine mă face să-mi crească inima de bucurie. De asta merită atenția noastră și, așa cum am spus, aplaudele noastre. Mă uit acolo la, nu dau nume să nu fac reclamă, cât de minunat e să stai la masă acolo să saborezi, nu știu. Răcoritor aici, e foarte răcoritor pe scenă, vă mărturisesc, de asta n-am mai luat ceva în spate, cum zice țăranul, așa nu o trai să urc, nu, cât de cât acolo să mă ție la curent. Este și riscant pentru, iată, campionul nostru. Mă gândesc așa, transpirat, obosit, un pic de curent aici să face curent, inevitabil, dar o să le trece pe toate pentru că momentul este deosebit și efectiv ne face să nu ne mai gândim la, eu știu, minimile, să spunem așa, piedici care ar fi de trecut. Oameni buni, până una alta, această zi de vineri, Sfânta zi de vineri de astăzi, este
este doar o zi din calendarul ediției a 8-a zilelor municipiului Roman, astfel că încă și astăzi, după acest show sportiv, vor urma o serie de evenimente. Este vorba de, în premieră, un tur ciclist al Romanului, ora 17, văd pe aici niște buști, dar nu prea se echipați conform HM-ului. O să fie un tur ciclist astăzi, așa cum am spus, ora 17, dar nu o întrecere, pur și simplu o plimbare pe bicicletă, tot pentru a sublinia ideea de mișcare, de ieșit din casă la mișcare, un lucru foarte important. 40 de minute, cum neapărat să se țină de acest timp campionul nostru, Dan Stănescu, iată, 16:21, domnul Mihai Cristea, suntem în grafice, ok, mai au răbdare copilașii, da, am o rugăminte, acolo, gata, ok, Dănuț, suntem într-un moment așa, iar deosebit, așa, cum a fost, la ce ne raportăm și cu ce speranță pentru, eu știu, viitor. Deci am terminat 1300 de sortări în 39 de frate, n-are rău să ne fac mult. Și ne așteptăm la 1500 data viitoare. Doamne ajută, felicitări și rugăminte în aplauze, oameni buni, aplauze, este minunat și despre această performanță obținută la Roman. O să-ți audă de partea tale un mesaj, ca de obicei, pentru cei pe care știu că iubești tare mult. Faceți mișcare și eu. Da, scurt, limpede și clar, nu să discute foarte mult, punctual, așa cum îl știm. Iată, doi mari campioni aici, oaspetele nostru care a venit să-l susțină, așa, corp la corp, ca să spun, nu-i așa, în această bătălie cu ghilimele, bătălie cu un rezultat, așa cum l-ați auzit pe campionul nostru Dan Stănescu, un rezultat minunat. Oameni buni, nu părăsiți dispozitivul,